Bine v-am găsit, dragilor, într-un nou și super genial episod pe cel mai tare canal din lume. Este foarte de dimineață, astăzi îmi beau capeluța. Glumesc, îmi beau ceaiul care... Da, trebuia să-l record, dar în fine. Frunze, ca la ceai, ce să mai... De fapt, ce? Am lângă să o mănânc, dacă crăp. Astăzi reacționăm la Dana Budeanu, cam fiecare dimineață pe timp de carantină. Eu stau și mă uit pe internet ce materiale mai putem să găsim. Astăzi am dat pe Facebook de un teaser la episodul ăsta, Amețitele și mafioții pe timp de carantină. Despre Dana Budeanu, ce aș putea să spun? Bă, Dana Budeanu e tipul de persoană care evident că exagerează doar ca să fie amuzant și că e un fel de parodie, joacă un rol pentru foarte mulți care n-au înțeles, dar spune și multe adevăruri chiar dacă se prostește. Practic, ca mine, că și eu făceam asta mult înainte, e practic pe mine mă imită, doar că ea e un fel de 20 de ani experiență în plus, mai multă răutate, încă două perechi de ouă și e mai bună, n-ai ce să, adică iese, se vede că știe. Na, și astăzi sunt 18 minute de material, poate o să mai tai. Nu știu, că și eu vorbesc mult. Vedem. Oricum, nu uitați de mare like și vă aștept cu sugestii în continuare. Pe asta nu mi-ați trimis-o nici care. Am descoperit-o singur. Vă aștept pe Instagram. E pe ecran, e în descriere, cu sugestii și alte lucruri. Haideți să începem. Bă, băiatule. Așa. Carantina asta... A scos toată mizeria din voi. Așa este. Tot. Așa este, Dana. Tot ce mai rea de scos, ce n-am scos eu în verdict, a scos voi pe Instagram. De acord. De două săptămâni încoace. Bă, toate amețitele. Așa, da. Au avut așa o revelație, mă, despre... Deci despre ce pot ele să facă, mă, în general, în viață și despre... Cum adică știi cine sunt ele într-adevăr? Ele nu erau cine erau înainte. Înainte de ce? De virus? Sau de ce? Înainte să ce nu erați? Bă, sincer, am observat și eu chestia asta. Toate au început să gătească. Toate sunt bucătărase. Toate, a, bă, mă, lași. Mă, ele acum au înțeles cine sunt într-adevăr și cel mai important este să, cum vă spuneam într-un alt verdict, dar acum auziți live. Să vă bucurați de lucrurile simple. Bine, practic e înregistrată, dar în fine. Apropo, cănile astea, The Show, în descriere, link-ul, puteți să vă cumpărați chestiile astea. Bine, nu chiar acum că e carantină, nu știu dacă livrează. Da, tricouri, căni, e mișto. Și de ce? Care lucruri simple? Care? Alea după carantină? Care sunt lucrurile simple din care, de care voi vă bucurați? De familie și să vă bucurați. De ce nu vă bucurați înainte de familie? Înainte de ce nu vă... Pentru... Ce-mi place, doamne, Dana, doamne, femeia asta e singură, că bă, îmi place așa cum le zice, cum gândește nebuna asta, bă, nu, eu știu la ce se referă, la toate ipocritele alea, mari influencărițe, care ne bucurăm de familie acum, de lucruri simple, de gătim, de hai lasă-mă, n-ați făcut asta nici înainte, faceți asta acum că n-aveți de ales și nici măcar că n-aveți de ales, că ați avea. Dar sunteți niște prefăcute și vreți atenție. Că știți că asta dă bine la... Pentru că eram furate așa de societatea asta care cumva te împinge, știi, și tot timpul stai așa pe net și nu mai ești așa atent la familia ta. Tăceți, dracu din gură, ipocritele, dracu! Sunteți numai pe net de când a început carantină. Care enjoy the family? Păi, de, știți ceva? Eu vreau, episodul ăsta o să fie despre mine, care nu mi-aduc contribuția cu nimic societății, doar mă uit la Dana Budeanu, lucru pe care puteți să-l faceți și voi. Deci, practic, eu nu fac nimic. Atât de bun e materialul încât nu vreau să schimb cu nimic. E delicios. Dana, te susțin, fată! Păi când aveți voi, mă, timp să enjoy the family? Când? Când vă bucurați de momentele cu familie? Când vă bucurați? Că voi, de dimineață până noapte, sunteți live pe Instagram. Live, non-stop, să transmite ce mama dracu faceți în sărăcia aia, Lucie, în care stați. Alea care stați în sărăcie.
influencerele care mama dracu, alea care se visează, că știți că sunt unele, care au la Instagram toate, multe, mii, milioane, personal blog. Da, nu pot să le înțeleg nici eu pe alea. Și-au pus personal blog doar ca să aibă profilul public de, mă rog, să aibă statistici și analytics ca să fie influencerițe. Dar ele chiar n-au citit trei cărți la viața lor. Dacă au citit ceva, au citit Irina Binder, Jurnalul unui Adam și, mă rog, hai să, na, știi? Nu, stai, stop. Ce înseamnă personal? Adică ce? Cum adică personal? Adică cum? Blog personal? Adică tu și cu cele 50 de cretine care te urmăresc, voi sunteți această comunitate a blogului tău personal? Să ține aici tu, bă, cine sunteți ratatelor? Cine sunteți? Cine sunteți voi? Da, lumea, eu dacă fac așa, oamenii zic că eu sunt hater, dar cu ea n-are nimeni nimic. Mă bucur că măcar cu ea n-are nimeni nimic, dar ăsta e adevărul. Toate că... Acum nu vreau să fiu rău, exagerez un pic, dar e un fel de prostituție asta, că până acum 200 de ani se dezbrăcau și ofereau niște servicii, că nu aveau altceva. Acum... Nu mai oferă servicii, mă rog, alea proaste nu oferă, că alea care, sunt care știu să facă bani. În fine, am văzut conturi de Patreon. Efectiv, puneau, sunt femei care pun poze goale cu ele pe net și alții plătesc să le cumpere. În fine, așa e și pe Instagram, știi? Adică te dezbraci să primești follower. Cum se numește asta? Că nu ești artistă. Efectiv, poți să strângi și fără să te dezbraci. Ce? Bă! Poți să fii un elementul meu cu Dănuța acum, că e... Cine sunteți, bă, nebunelor care împărtășiți cu noi tot ceea ce noi nu vrem să știm? Eu noroc că noi, pentru că sunt foarte mulți care urmăresc orice, adică inclusiv pe mine. Sunt mulți care mă urmăresc și chiar dacă nu mă halesc. Sau... Bă, dar de ce te uiți la unii pe care nu-i halești? Sau, în general, de ce te uiți undeva unde nu-ți place? De ce? Da, da. De ce? Păi că sunteți niște imbecile, da. Deci voi astea care acum... Știi ce? Ceea ce s-a întâmplat acum cu această pandemie, vedeți că habar n-aveți ce se întâmplă. De fapt, voi nu știți ce se întâmplă, știți? Nu știți. Voi stați ca toată populația globului la TV-ul, ăia vă manipulează cum vor ei, normal, cum erați manipulate și înainte. Deci diferența dintre felul în care voi ați fost manipulate înainte de blockchain, că acum nu mai au cu ce să vă manipuleze, că n-au toate blockchain-urile astea imbecile. Nu știu ce înseamnă blockchain. Cu voi în frunte, ar trebui să facă reclamă doar la hârtie igienică. Că acum despre asta e vorba, despre hârtie igienică. Câtă ți-ai luat și reclamă la ea. Eu m-am șters, mi-am luat 4 pachete de mai multe feluri, uite, ăștia cu hârtie igienică nu s-au gândit. Și care e mai bună? Băi, deci, pentru poponețul meu, este mai bună asta care e în două straturi și cu asta care este într-un strat, și cu, dar pe mine totuși mă irită, pentru că în perioada de stat în casă, pe mine nu mă irită la fel, pentru că mie mi-a crescut părul în fund și încă nu mă mai epilez, pentru că știi că nu mai pot să merg la salon și când am păr în fund, e mai bine... Ok. Prea s-a dus într-o... Eu beau un ceai acum, mi-e un pic scârb acum, sincer. Ok, sper să... Să mă folosesc de hârtia asta igienică care are doar un strătuleț. Nu, mie nu mi-este bună, pentru că îmi rămân smotocei și în funduleț și în pechiloți. Tot timpul am observat. Ție cum ți-au rămas? Voi despre asta trebuie să vorbiți, mă, acum. What the fuck is wrong with you, Dana Budeanu? Ratatelor! Voi sunteți niște ratate care așa vorbeați despre cremă, iaurțel, nu știu, vorbiți despre hârtie igienică acum să vedeți. Haideți, făceți-vă talentul, că tot vă dați challenge-uri pe Insta. Challenge? Ce challenge-uri, mă? Poți să te drăgi dacă ai... Mor cu challenge-urile alea și pe Facebook și peste tot felul de poze, tot felul de... A avut vreodată tupeu cineva să mă contacteze pe challenge? Varsă-ți aia, era aia, bache trahat, să-ți verși găleata cu apă cu gheață în cap. Ce, mă? Ce? Bă, voi vă dați seama în ce hal de ușor sunteți de manipulat, proastelor. Challenge. Postează o poză cu, efectiv, degetul tău mare de picioare. Asta trebuie să faceți, bă, challenge, că v-am vorbit acum la vedete de... Faceți challenge cu degetul de la picioare. A, mai sunt alea cu... Foarte mulți dintre voi mi-ați spus să vă spun ce creme folosesc. Nimeni nu le zice ălora ce creme folosesc. Ele primesc 50 de lei de la o fabrică de creme și trebuie să facă reclamă la cremele alea. Și atunci trebuie să facă introducere. Foarte multe dintre voi mi-a spus că nu știu ce. Nu le-a zis nimeni. Credeți-mă, vă zic din interior... Informațiile nimeni nu le zice, nimănui nu-i pasă și de fapt
nu primesc ele chiar atât de multe mesaje. Dacă primesc două și nici pe alea oricum nu le citesc. Adică sunt niște prefăcute și cam toți, majoritatea, mai sunt excepții, oamenii ăștia publici pe care îi urmăriți și nu știu ce, sunt altfel în viața reală, sunt prefăcuți pentru că trebuie să vândă, trebuie să ofere o imagine pozitivă cu ei ca să poată să vândă și să facă bani de pe voi. Ăsta e adevărul. Că murim. Așa. 99.9, ăsta e groasă rău de tot food fetișurilor. Așa, da. A, picioare. Astea care vă dați challenge, faceți challenge cu hârtie igienică, nebunelor. Haide, challenge, care, cum, care folosește, unde și-o bagă, unde și-o scoate. Că despre asta puteți să vorbiți. Că ne-ați zăpăcit voi, niște nimeni, într-un nimeni, sunteți nimeni. Sunteți nimeni. Toate faceți yoga pe net. Ce? Hmm? Cum? Cum pe net? Băi, imbecililor. Bă, de unde vă sunteți copii, mă, toate yoghine acum? 10 zile, de 10 zile sunteți toate yoghine. 10 zile, bă, în 10 zile tot, toate. În 10 zile, în 10, au trecut 10 zile! 2 săptămâni maxim, toate sunt yoghine. Bă, cum căcat toată lumea în carantină de 2 săptămâni, că eu sunt de când a început, adică de vreo lună și... Cu, efectiv, când a început carantina oficială, eu am intrat. De când erau recomandări, nu de când era obligatoriu, pentru că... Efectiv, sunt responsabil. Cum toată lumea e... Cum ați devenit? Cum ați ajuns la această performanță? Cum ați ajuns închipuitele, dracu, meditatoarelor care meditează ghidat? Băi, eu acum eu trebuie să dau pe nume, că n-am... Băi, eu vedetă pe România, bă, nu vreau să-ți fac, mă, nimic aici, eu nici nu vreau să vorbesc, nici cum să zic. Bă, botolește-te cu aberațiile, bă, băiatul. Da, în fine, nici eu la asta cu yoga. Mie place parte de exerciții fizice, de relaxare, de sunt foarte de acord cu așa ceva. Nu sunt de acord cu partea aia de spirituale, de chestii dubioase, sataniste sunt acolo. Deci e dubios. Dar tot ce înseamnă exercițiu fizic, da, tată, e sănătos. Tu crezi că dacă ai fost în India de 2-3 ori, mai e una care e până India, ne-a zăpăcit. Astea care ați citit Eat, Pray, Love, credeți că știți să meditați? Ați înțeles cu meditația, băi, psihopatelor. Toate gătesc și postează ce gătesc. Și nu gătesc orice, mă, băi, deci ele când au fost în vacanță în Malaezia și eu gătesc numai cu turmenic. Ce? Nici măcar nu știu ce e ăla, știu că e ceva indian, așa? Bagă dracu ceafa pe taia și cu doi cartofi și tăceți dracu din gură nebunilor, v-ați trezit acum masterchefelor. Da! Da, așa, e pe bune. De ce nu gătiți simplu? Tuturor ne place mâncarea simplă. Carne, cartofi, toată lumea e fericită. Dacă îmi faci niște mizerii acolo de combini păstârnac cu redic, cu frăștetan și din alea și nu știu ce mâncare complicată care sună wow, dar e absolut oribilă. Fă, frate, cartofi cu carne, că toată lumea e fericită. Ce dracu gătiți, mă? Dacă le vedeți fețele lor, pentru că ele gătesc prima dată acum. Asta e problema, știți, e prima dată, e prima sau a doua, a treia, a șaptea, câte săptămâni au trecut. Atât, ele acum au gătit prima dată, n-au gătit în viața lor. Bagă efectiv Glovo, comandă la greu, nu-ți mai face talentul pe net. N-aș recomanda, nu că am ceva, cum n-am comandat niciodată. Dar pentru că nu știi dacă la care îți aduce mâncarea poartă mănuș, avea mască, nu știi cum e, cum... Lasă, mai bine o faci în casă. Pe stomacul ăla. Sau poate doar găti și aruncați după aia, că ăla n-are ce să mânce, tu n-ai gătit în viața ta. Dar cum acum te-ai apucat? Toate sunt bucătăresc. Ce bine. Întotdeauna am fost pasionată de dulciuri și întotdeauna când eram cu mama... Minți, mincinosul, te știe toată lumea de la început. Cum te-ai cunoscut gătit, mă, înainte niciodată? Cum v-a apucat acum găteala? Hm? Cum v-a apucat și citit-o? Toate prostiotele citesc. Ce citiți? Da! Da! Te rog! Zi-o, că am zis-o de un miliard de ori și oamenii zic că eu sunt rău. Zi, te rog și tu. Că ăsta e adevărul. Ce? Sugiora Mona, poate atât maxim. Asta, sunt pe Facebook, deci eu fac parte pe Facebook din grupuri de citit și de filme. În perioada asta am văzut pe grupuri de citit multe recomandări de Sugiora Mona, de, mă rog, nu mai zic, de Binder și pe grupuri de filme de, vă rog, ziceți-mi filme indiene bune, vă rog, ziceți-mi un serial turcesc bun. Nu, alea sunt telenovele. Oamenii trebuie să înțeleagă, un serial e un serial, o telenovelă e ca un serial, dar pentru oameni mai proști, că ăla e adevărul, că se întâmplă. Acțiunea e mult mai ușor de înțeles
și impresionează pe oamenii proști, că plânge una că nu știu cine l-a înșelat pe nu știu ce. Ăsta e adevărul. Și eu m-am uitat la telenovele când eram mic, că n-aveam la ce să mă uit și oricum eram mic și prost. Și ea era. Dar la un moment dat în viață trebuie să evoluezi un pic. Altceva n-aveți ce să citiți. Toate postează o cărticică pe și citesc. Ce? Păi n-aș citi niciodată. Cum? Crezi că poți te-a pus să citești la 30? Da, adică pur și simplu tu încurajezi să nu ai cum. Cititul nu e aleatoriu. Da. Eu când aud întrebarea, o primesc des. Ce carte e aia, Ania? Ce citești? Cărțile nu se recomand decât. Între minți asemenea, știi ce înseamnă asta? Adică dacă ești prostă, poți să-i recomanzi altei proste. Da, sunt de acord. Dar fii atent că trebuie să ai cam același nivel de prostie. Pentru că cititul nu e așa. Ce care îți recomandă o carte foarte bună? Păi cititul e așa, bă, imbecilelor. Da, contează foarte mult. Istoria ta, principiile tale, gusturile tale, ca gusturile nu se discută, ba se discută. Gusturile se discută. Doar oameni cu gusturi proaste zic asta pentru că refuză să accepte adevărul. Pentru că dacă vii dintr-o cultură mai... evident că ai gusturi mai... Și atunci când vine cineva și zice că ai gusturi de rahat, te supe. Sunt oameni cu gusturi proaste, sunt oameni cu gusturi bune, dar se discută! Și trebuie să accepți uneori că ești prost. Eu de multe ori mă uit la niște mizerii și accept. Mă uit, îmi plac comediile cu Adam Sandler. De ce? Că sunt prost de multe ori și na, umorul ăla de multe ori, bă, mă face să mă simt bine. Na, când eram mic mă uitam la Vacanța Mare. Adică, na, sunt chestii normale. Cu toții avem din când în când, ne luăm așa un moment de odihnă, când poate ne uităm la, nu știu, Insula Iubirii. Bine, eu nu. Dar n-am nimic cu oamenii care din când în când fac o pauză. Dar într-adevăr, dacă te uiți la toate emisiunile alea și Puterea Dragostei și nu știu ce, atunci gusturile se cam discută și gusturile tale sunt cam proaste. Despre cărți pot vorbi oameni ale căror minți sunt apropiate. Nu pot să vorbesc cu orice imbecilă ce carte citesc eu. Păi, în primul rând, istoricul tău de citit n-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Tu ești o amețită, vai... care ai citit 3 reviste toată viața. Tu am vrei cărți recomandate. Cărți, în primul rând, trebuie să citim cărți de dezvoltare personală. Dezvoltă-te, cum te dezvolți, spune, în living? Da, sunt și eu citesc multe cărți de genul ăsta pe parte de business și de etică și, în fine, sunt nu sunt multe care să fie bune. Deci multe sunt niște mizerii atât de... Bă, aceleași idei repetate iar și iar și o spălare așa pe creier. E absolut... groaznic. Nu sunt atât de multe cărți de dezvoltare personală care chiar să fie bune. Acum, pe carantină, citiți că astea, toată lumea s-au regăsit pe spiritual acum brusc și au dat seama cât de importantă este familia. Uh-huh, uh-huh. Deci pe 16, pe cât s-a dat, mă, pe 15, pe 15 martie nu era importantă familia. Acum și-a dat toată lumea seama. Vedeți că e prima dată când ați făcut cunoștință cu copiii. Acum i-ați cunoscut. Cine e ăsta? Al treilea copil. Ăsta e? Da. Acum ați făcut cunoștință, nu știați cine-s copiii. Da, cam ăsta a fost episodul, dragilor. Dacă vreți mai multe de la Dana Budeanu, știți unde o găsiți, pe YouTube, pe Facebook. Dana Budeanu, e atât de simplu. Dacă vreți comentarii, pe secțiunea de comunitate a acestui canal, ne vedem acolo cu comentarii. Eu am fost Paul, aștept în continuare sugestiile voastre pe Instagram, pe Facebook, oriunde vrea inima ora voastră, da, pe Instagram mai mult. E în descriere, e și pe ecran, dați-mi un follow, vorbim, ne distrăm. Și cam asta a fost. Vă pup, numai bine.